Să viți pe Domnul cu mine și să înălțăm numele. Este mai rău să pierzi împărăția cerurilor decât să fii pedepsit cu chinurile iadului. Viața virtuoasă dă strălucire, nu bogăția și puterea. Orice pom care nu face rod bun se taie și în foc se aruncă. Pentru aceea, după roadele lor îi veți cunoaște. Mi se pare că aici Domnul a făcut aluzie și la iudeii care făceau astfel de roade rele. De aceea a folosit cuvintele lui Ioan Botezătorul, arătându-le prin aceleași cuvinte pedeapsa ce o vor primi. Că și Ioan le-a vorbit iudeilor de secure, de pom tăiat și de foc nestins. S-ar părea că e vorba de o singură pedeapsă, arderea prin foc. Dar dacă te uiți cu atenție, vezi că sunt două pedepse, că acela dat focului pierde negreșit și împărăția cerurilor. Pedeapsa din urmă e mai cumplită decât cea din tâi. Cunosc mulți oameni care se tem numai de iad. Eu însă spun că mult mai amară decât chinul iadului este pierderea slavei din împărăția cerurilor. Nu e deloc de mirare că nu se poate înfățișa asta cu cuvântul, că nici nu știm fericirea acelor bunătăți ca să ne dăm seama bine de nenorocirea pricinuită de pierderea lor. Pavel a cunoscut bine fericirea bunătăților cerești. El știa că cea mai mare nenorocire este să pierzi slava lui Hristos și aceasta o vom ști atunci când noi înșine o vom pierde. Dar să nu suferim asta, o, unule născut, Fiule al lui Dumnezeu, nici să încercăm groaznicele chinuri ale iadului. Cât de mare rău este pierderea celor bunătăți, nu se poate spune lămurit, dar pe cât voi putea, mă voi sili să vă fac cât de puțin cunoscută. Să presupunem că este un copil minunat, care este și virtuos și are și stăpânirea întregii lumi, că este atât de virtuos încât toți supușii lui îl iubesc ca și cum ar fi propriul lor copil. Gândiți-vă acum ce n-ar îndura tatăl acestui copil numai și numai să nu piardă prilejul de a sta necontenit alături de el. Ce necaz mare sau mic n-ar accepta numai să-l poată vedea și să se poată bucura de chipul lui. Aceasta să o gândim și despre slava din ceruri. Nu este atât de dorit și de iubit de tatălui acest copil, chiar de ar fi de nenumărate ori virtuos, cât de iubită și de dorită este dobândirea bunătăților cerești, adică desfacerea de legăturile trupului și trăirea cu Hristos. Nesuferit este iadul și chinul de acolo, dar chiar de a-i spune că sunt mii și mii de iaduri, nici atunci nu vei putea spune că chinul celui căzut în atâtea iaduri este la fel cu chinul aceluia care pierde slava aceea fericită a cerurilor, de a fi adică urât de Hristos și de a auzi: nu vă știu pe voi. De a fi învinuit că ai văzut pe cel flămând și nu l-ai hrănit. Am suferit mai degrabă mii de trăsnete decât să vedem că Hristos își întoarce de la noi blânda sa față, că nu vrea să se uite la noi cu dulcii săi ochi. Dacă atunci când îi eram dușmani, când îl uram, când îi întorceam spatele, Hristos ne-a iubit atât de mult, încât nu s-a cruțat nici pe sine însuși, ci s-a dat spre moarte, cu ce ochi dar ne vom mai uita la El, când după toate aceste binefaceri nu l-am învrednicit nici de o bucată de pâine când era flămând? Privește și acum blândețea Lui. Nu-ți vorbește de binefacerile ce ți le-a făcut, nici că l-ai disprețuit după ce ți-a fost atât de folos. Nici nu-ți spune: pe mine m-ai disprețuit, care te-am adus de la neființă la ființă, care ți-am dat suflet, care te-am pus stăpân peste toate cele de pe pământ, care am făcut pentru tine pământul, cerul, marea, văzduhul și toate câte sunt. Pe mine m-ai disprețuit și m-ai socotit mai prejos de diavol și totuși nici așa nu m-am depărtat de tine, ci după acestea ți-am făcut și alte nenumărate binefaceri. M-am făcut de bunăvoie rob, am fost pălmuit, am fost scuipat,
am fost junghiat, am murit de moartea cea mai rușinoasă. Pentru tine m-am înălțat la cer, ți-am dăruit Duhul cel Sfânt, te-am făcut vrednic de împărăția cerurilor, ți-am făcut mari și alese făgăduințe, am vrut să fiu capul tău, să-ți fiu mire, haină, casă, rădăcină, hrană, băutură, păstor, împărat, frate. Te-am luat moștenitor și împreună moștenitor. Te-am ridicat din întuneric în împărăția lumii. Acestea și mai multe decât acestea ar fi putut spune Hristos, dar nu le-a spus. Dar ce a spus? Îți spune numai un păcat, că nu i-ai dat adică pâine când l-ai văzut flămând. Și prin aceasta îți arată dragostea lui și îți descoperă dorul cel are de tine, că nu spune, duceți-vă în focul cel pregătit vouă, ci în focul cel pregătit diavolului. Iar mai înainte de a pronunța această sentință, le spune celor trimiși în foc păcatele săvârșite și nu le spune pe toate, ci câteva. Iar înainte de păcătoși, îi cheamă pe cei ce au făcut fapte bune, ca să le arate păcătoșilor și prin aceasta că pe bună dreptate îi învinuiește. Nu sunt oare cuvintele spuse de Hristos păcătoșilor mai chinuitoare decât chinul iadului? Nimeni n-ar lăsa pe binefăcătorul său să plece cu mâna goală dacă l-ar vedea flămând, iar dacă îl lasă, atunci de rușine ar dori mai degrabă să se ascundă în pământ decât să audă doi sau trei prieteni de purtarea lui. Ce va fi oare în sufletul nostru când vom auzi, spunându-ni se înaintea întregii lumi, nemilostivirea noastră față de binefăcătorul nostru? N-ar fi vorbit Domnul nici când de lucrul acesta, dacă n-ar fi urmărit să arate pentru ce ne pedepsește așa. Din nespusele sale faceri de bine, se vede că nu pentru a ocărâ, ci pentru a se apăra și a arăta că nu în zadar, nici fără temei, a spus păcătoșilor, duceți-vă de la mine. Dacă ar fi vrut să-i ocărească, le-ar fi pus în față toate păcatele lor, dar așa le spune numai ce a suferit de pe urma nemilosteniei lor. Să ne temem, dar iubiților, să nu auzim și noi aceste cuvinte. Viața nu-i joacă, dar mai bine spus, viața aceasta pământească e joacă, dar cele ce au să fie nu-s joacă. Se poate însă că nici viața aceasta pământească nu-i numai joacă, ci ceva mai rău chiar decât joaca, pentru că nu se termină cu râs, ce aduce mare pagubă celor ce vor să-și rânduiască viața lor cu toată luarea aminte. Spune-mi, care e deosebirea între noi, care clădim case mari și strălucitoare, și copiii care își clădesc case jucându-se? Care e deosebirea între noi care chefuim și cei care își mănâncă prânzul lor? Niciuna, decât aceea că fapta noastră e însoțită de o sândă. Și nu e de mirare că nu ne dăm seama de josnicia faptelor noastre. N-am ajuns încă bărbați. Când vom ajunge, atunci vom cunoaște că toate acestea sunt copilării. Când suntem bărbați, râdem de cele ce fac copiii, dar când suntem copii, ni se pare că facem cine știe ce treabă de seamă dacă adunăm scoici și lut și nu ne socotim mai prejos decât cei ce înalță ziduri mari de cetăți. Totuși, zidurile se dărâmă îndată și cad, și dacă ar rămâne în picioare, nu ne-ar fi de vreun folos, după cum nu ne sunt nici casele cele mari și strălucitoare. Casele acestea nu pot primi pe cetățeanul cerului, iar cel care are patria cea de sus nu suferă să stea în ele, ci după cum noi dărâmăm cu piciorul casele făcute de copii, tot așa și acela le dărâmă cu mintea, și după cum noi râdem de copii când îi vedem că plâng, că li s-au dărâmat casele lor, tot așa și acești cetățeni ai cerului, nu numai că ei nu râd, ci plâng când noi jelim pe dărâmăturile caselor noastre. Plâng pentru că le este milă de noi, știind că jelim casele noastre dărâmate spre marea vătămare a sufletului nostru. Să fim dar bărbați, până când ne vom târâ pe jos, până când ne vom lăuda cu pietrele și cu lemnele, până când ne vom juca și de ne-am juca numai, dar nu, ne trădăm mântuirea noastră.
Și după cum copiii sunt aspru bătuți când nu-și fac lecțiile și se iau cu joaca, tot așa și noi vom primi cea mai cruntă pedeapsă dacă acum ne cheltuim toată râvna cu clădiri de case și de acareturi, iar la înfricoșătoarea judecată nu vom putea să arătăm prin fapte lecțiile cele duhovnicești. Nimeni nu va fi exceptat, tată, frate, oricine. Toate casele și acareturile noastre vor pieri, dar osânda strânsă de pe urma lor rămâne veșnic, e nemuritoare. Așa se întâmplă și cu copiii, când tatăle le strică jucăriile pentru că sunt leneși și nu-și caută de carte, copiii plâng necontenit. Și ca să cunoști că așa stau lucrurile, să-ți dau ca pildă bogăția cea mai dorită dintre toate bunurile pământului. S-o punem față în față cu orice virtute ai voi și atunci vei vedea cât de puțin valorează. Să luăm doi oameni. Nu vorbesc de bogăția strânsă prin lăcomie, ci deocamdată de bogăția adunată pe căi cinstite. Dintre acești doi oameni, unul să strângă bani, să facă comerț pe mare, să cultive pământul și să născocească și alte multe feluri de negoți, deși nu știu dacă unul care face atâtea afaceri poate să câștige bani numai prin muncă cinstită. Dar să o admitem și să ne închipuim că toate câștigurile sale sunt dobândite în mod cinstit și că își cumpără cu ele moșii, sclavi și altele de felul acestora. Și în toate afacerile lui nici urmă de nedreptate. Celălalt, care are o avere atât de mare, câștigată tot în mod cinstit, să-și vândă moșiile, să-și vândă casele și vasele cele de aur și de argint și să le dea celor nevoiași, să ajute pe cei săraci, să vindece pe cei bolnavi, să dezlege pe cei din nevoi, să scoată pe cei din lanțuri, să elibereze pe cei osândiți la muncă silnică în mine, să taie frânghiile celor ce vor să se spânzure, să dea libertate prinșilor de război. Te întreb acum, cu care dintre ei ai vrea să te asemeni? Și n-am vorbit încă de cele viitoare, ci deocamdată de cele de aici. Așadar, cu care dintre ei ai vrea să te asemeni? Cu acela care adună aur sau cu cel care dezleagă suferințe? Cu cel care cumpără moșii sau cu cel care se face pe el însuși liman oamenilor? Cu cel care îi îmbracă cu haine de aur sau cu cel care îi încurunat cu laudele nesfârșite ale celor scăpați din nevoi? Nu se aseamănă unul cu înger pogorât din cer, venit să îmbunătățească starea celorlalți oameni, iar celălalt cu niciun om nu se aseamănă, ci cu un copil care adună în zadar și fără noimă totul. Dacă unul care adună în chip cinstit bogății peste bogății este atât de vrednic de râs și un adevărat nebun, nu va fi oare cel mai ticălos om de pe fața pământului, cel care face avere pe căi nedrepte? Dacă atât de mare e bagiocura unui astfel de om, de câte lacrimi nu este vrednic și cât trăiește și după moarte, când vine peste el iadul și pierde împărăția cerurilor? Dacă vrei să cercetăm și o altă latură a virtuții, să aducem în fața noastră pe un împărat, pe unul care dă tuturor porunci, investit cu cea mai mare funcție, care are crainic încins cu cingători strălucitoare, lictori și o ceată numeroasă de oameni care îl slujesc. Nu pare un om ca acesta mare și fericit? Haide să punem și în fața acestuia un altul, un om fără de răutate, blând, smerit, îndelung răbdător. Acesta să fie ocărât și bătut, să îndure totul cu fața senină și să binecuvinteze pe cei ce-i fac aceasta. Te rog să-mi spui pe care-l admiri, pe cel îngânfat și mândru sau pe cel smerit. Nu seamănă iarăși unul cu puterile de sus cele nepătimitoare, iar celălalt cu o bășică umflată, cu un om bolnav de idropică sau cu un altul umflat de o altă boală? Nu se aseamănă unul cu un doctor duhovnicesc, iar celălalt cu un copil caragios care își umflă obrajii? Pentru ce te fălești, omule? Că ești mare și te plimbi în trăsură? Că trăsura ți-i trasă de o pereche de catâri? Și ce-i cu asta? Și pietrele și lemnele pot fi trase de o pereche de catâri. Te fălești că ești îmbrăcat cu haine frumoase? Uită-te însă la cel îmbrăcat cu virtute în loc de haine și vei vedea că tu te asemeni cu iarba putrezită, iar celălalt cu un pom care face rod minunat
și bucură pe toți care se uită la el. Tu porți hrană pentru viermi și molii, care dacă ar tăbărâ pe tine, iute te-ar despuia de toată podoaba ta. Căci ce sunt hainele de pe tine decât fire de viermi? Ce este aurul și argintul decât pământ și pulbere? Și toate la un loc, tot pământ și nimic mai mult. Dar omul îmbrăcat cu virtute are o haină pe care nu poți strica nici moliile și nici chiar moartea. Că nu de pe pământ își au originea aceste virtuți ale sufletului, ci sunt roadele Duhului. De aceea nici nu ajung în gura viermilor. Hainele omului virtuos sunt țesute în cer, unde nu-s molii, nici viermi, nici altceva de acest fel. Spune-mi ce e mai bine, să fii bogat sau sărac, să fii puternic sau lipsit de onoruri, să trăiești în desfătări sau să rabzi de foame. Nu-i așa că e mai bine să fii bogat, onorat și să trăiești în desfătări? Deci dacă vrei să te bucuri de bunurile reale și nu de numele lor, lasă pământul și cele de pe el și îndreaptă-te spre cer. Cele de pe pământ sunt umbre, cele de acolo bunuri statornice, veșnice, nepieritoare. Să îndrăgim dar din toată inima aceste bunuri, ca să scăpăm de zgomotul din lumea aceasta și călătorind spre limanul acela liniștit, să ajungem acolo încărcați cu multe poveri de fapte bune și cu nespusa bogăție a milosteniei, pe care să facă Dumnezeu să o dobândim cu toții, cu harul și cu iubirea de oameni a Domnului nostru Iisus Hristos, căruia slava și puterea în vecii vecilor. Amin.